Românii ar trebui să fie pregătiți pentru raționalizarea energiei și gazului natural. Practic, aceste resurse ar putea fi raționalizate pentru a face economie în contextul crizei energetice actuale. Conform observatornews.ro, ne întoarcem la Gura Sovei, un raport al Dispecerului Energetic Național. Arată că la iarnă am putea avea un deficit major la curent, iar una dintre soluții ar fi să folosim lemne în loc de gaz. Paradoxal, deși suntem printre cei mai mari producători din Europa, criza nu ne va ocoli. Importăm în continuare, iar în cazul în care Moscova va opri de tot robinetul, va trebui să dăm din energia noastră și altor țări. Țările europene ar trebui să înceapă prin recunoașterea faptului că pericolul de a nu avea suficientă energie pentru a satisface nevoile societății reprezintă cel mai mare risc sistematic pe termen scurt al Europei, atât din punct de vedere economic cât și politic. Un acord între țările membre este de o importanță existențială pentru UE. Țările membre ar trebui să se angajeze să valorifice oferta de energie disponibilă, să descurajeze în mod activ cererea de energie, să nu devizeze fluxurile energetice transfrontaliere și să compenseze consumatorii cei mai vulnerabili. De altfel, o analiză realizată de Agenția Internațională pentru Energie consideră că pe lângă măsurile legate de aprovizionare, sunt necesare schimbări în comportamentul consumatorilor. Dintre acestea, accelerarea înlocuirii boilerelor pe gaz cu pompe de căldură. Deși acest lucru va duce probabil la o creștere a consumului de energie electrică, această creștere va fi mai mică decât cantitatea totală de gaze naturale economisită. O altă măsură este încurajarea unei ajustări temporare a termostatului de către consumatori, estimându-se că temperatura medie în clădirile din UE este setată în prezent la peste 22 de grade Celsius. O scădere a temperaturii va economisi aproximativ 10 miliarde de metri cubi pentru fiecare grad, reducând în același timp facturile la energie. Țările sunt îndemnate să nu mai subvenționeze consumul direct și să treacă la subvenționarea reducerii consumului de energie. Reguli precum limite de viteză mai mici și reducerea temperaturilor minime în clădiri ar fi utile, relatează manager.ro.